În deschiderea ediției vă spun ce subiecte vă propun dezbaterii pentru ziua de astăzi. Să aflăm câte ceva despre ultimele declarații ale președintelui Iohannis. Ce a zis Ponta cu referire la declarațiile lui Iohannis? Ce se întâmplă cu luna, luna noastră de deasupra capului? Ce păsări, ce animale încurcă construcția drumurilor în România? O să discutăm un pic despre situația școlii acum la început de an și o să vedem mai departe ce se întâmplă cu poliția română. Destul de incitant, destul de incitant, bănuiesc că noi le discutăm, noi le facem să fie incitante, să fie funny. Mulțumiri așadar pentru abonare, mulțumesc pentru că intrați pe canalul ăsta de luni până vineri de la 10 dimineața și în weekend vă faceți playlist-uri să ascultați ce am discutat aici peste săptămână. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc! Și mulțumesc pentru comentarii. Ieri am discutat despre bulion, despre cum punem roșiile peste iarnă. Și majoritatea dintre voi au spus că punem bulionul clasic. Bulionul clasic sau dacă punem roșii la borcan, roșii opărite la borcan, nu folosim salicil. Doamne ferește să folosim salicil. Vă dădeam și un sfat de unde să vă cumpărați roșii bune pentru pus peste iarnă, că este maestru Arșinel la o tarabă în București și putem cumpăra de la el. Și cineva mi-a scris la comentarii: Nicule, cum ar fi dacă maestru Florin Piersic ar vinde el tomatele? Apoi n-ar fi așa grozav. Vă dați seama. Cumperi tomatele, faci bulionul, faci sucul de roșii și maestru vorbește. Folosești bulionul la sarmale, la varză, la ciorbe. Folosești bulionul lângă vodcă și maestru vorbește. Să termină tot bulionul. Încep să dea roade roșiile de la anul și maestru tot vorbește. Adică ar fi frumos că măcar am uitat să mai punem carne în mâncare. La cât ne-ar vorbi maestru Florin Piersic? E, dar vorbim noi de bulion. S-a făcut ieri euro 4,86 lei. Cât un kil de roșii bune. Vă dați seama că e vorba aia, câte milioane, câte bulioane. Bulionul și milionul, cam așa s-a ajuns. Când te mai gândești că vine toamna, vin temperaturile mici, cresc facturile și până acum românii nu se descurcă cu plata lor. O treime dintre români au probleme sau sunt restanțieri la plata facturilor din cauza lipsei de bani. O treime dintre români nu-și plătesc facturile. Două treimi dintre români se debranșează sau fac ce pot. De unde bani? Ce să faci? Că nu putem toți să aruncăm bancomatele în aer. Ați văzut la Otopeni? Pac! Două bancomate aruncate în aer. Ăștia merg pe calea scurtă. Nu mai fac metode de alea cu clonarea cardurilor, cu să ciordească banii imediat după ce ai scos tu de pe card. Nu, domnule! Pun dinamită, pun, nu știu, trotil. Habar n-am, dar-i urât. Ziceau vecinii care stăteau în apropierea sediilor de bănci de la Otopeni, că parcă ar fi fost cu tremur. Cu tremur, am cutremurat, se zice că toamna cad frunzele. Acolo în Otopeni cădeau bancnotele care se aflau în bancomat. Ei, nici chiar așa. Nici chiar așa, că vorba domnului Iohannis, trebuie să luăm lucrurile pas cu pas. Și ieri a făcut niște declarații. Ați observat cum începe el declarațiile? Ieri a vorbit despre școală, că îi îndemn pe elevi să meargă la școală. Bun. Și după aia, dă-i pe PSD. Deci la el funcționează discursul cam ca și cum se întâmplă în pat, între un tip și o tipă. Începe cu un preludiu în care vorbește pe un subiect oarecare, care e la ordinea zilei, mă rog, și după aia intră în problemă. Dă pe PSD, dă pe PSD și nu se lasă. No. Să fie fericită doamna Carmen Iohannis. Ce să faci cu școala asta? Ce să faci cu școala asta? Că în multe localități, în multe comune, în localitățile mici de obicei, nu internet, nu tablete. Au făcut ziariștii câteva interviuri cu primari, că pe săracii primari cade problema că școlile sunt în administrarea primariilor. Și au întrebat, miercuri, da? 9. Tablete aveți? N-avem. Așteptăm niște telefoane, trebuie să mai apară. Internet aveți? Păi nu, dar ne-a promis cineva că ne trage fibră până în centrul comunei și acolo unde e fântâna, punem router. Și vedem, 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 vedem. Ăsta e răspunsul primarilor la întrebările despre cum va începe școala. Dacă e scenariul ăla mai nasol în care trebuie să fie elevi acasă. Și care elevi? Spuneam, o treime dintre români nu-și pot plăti facturile. Băi, dar și dacă n-ai bani, să-i mai ia la copil tabletă, să-i asiguri internetul? Vedem, vedem, vedem. Vă vedem, vă vedem că vă faceți că ne vedeți. Da? Vă vedem că vă faceți că ne vedeți. Dar domnul Victor Ponta imediat a zis, zice, dacă eram eu acum premier sau președinte sau șef de scară de bloc, eu mă ocupam să fie deschiderea școlilor brici. El vorbește.
El tot timpul mizează pe faptul că românii au memorie scurtă. El fiind un mincinos notoriu și un plagiator, da? Dar în 2014, dacă o să mai ne aducem noi aminte, la deschiderea școlii, ce a zis frumosul nostru de Titulescu? Le petit Titulescu. Ce a zis? Că școala, toată școala e digitalizată. Încă eram la vreo 20-30 de mii de școli, aveam încă Buda în curte, dar el zicea că o ținea pe a lui că școala e digitalizată. Nu, pe dacă o digitalizase acum 6 ani, de ce sunt probleme cu tabletele, cu internetul, cu... Nu știu ce va fi. Oricum, sinistru scenariu, că nu vor fi festivități de deschidere. În prima zi mergeam cu flori la tovarășa învățătoare, la tovarășa educatoare, ne întâlneam cu elevii, aveam emoții, acum apac. Lași copilul la ușă, ți-l preia. Parcă ar fi stație de cercetări, NASA. Totul dezinfectat, totul antiseptic, totul, nu știu, ciudat. S-a mai făcut și o secție a poliției, domnul Vela ne-a anunțat o secție a poliției pentru siguranța școlii. Că e fenomenul ăsta de bullying, sau cum Dumnezeu mai zice, că să bat copiii între ei, că ce să facă dacă n-au teme de făcut, să bat între ei. Și așa că o secție a poliției va funcționa până în școli, să asigure siguranța școlii. Observați că acum în școli avem poliție, jandarmerie, pază, medici, asistente, farmacești, dar numai profesor nu mai avem în școli. O școală e funcțională atunci când ai binomul ăsta, nu? Elev-profesor. Cine dă, cine primește. Rezultate, evaluare, pac, pac, a mai trecut un an, s-a terminat școala. Acum avem poliție în școli. La Iași, polițiștii deja sunt pregătiți. Îți cercetați vreo polițiști de la rutiera din Iași? Că ce făceau dragii de ei? Un restaurant mare de acolo avea serviciul ăsta de catering, de delivery, de furnizarea mâncării acasă la cetățeni. Acum șoferii, fiind grăbiți, neavând drumuri, mai tăiau câte o dublă continuă, mai treceau pe roșu. Dar polițiștii de la rutieră înțelegeau că erau pe mână cu patronii de la restaurant. Mâncau gratis. Bă, polițiști cinstiți, n-or luat mită, n-or cerut sume mari, n-or pizza. Pizza, ui. Să acolo niște stenograme ale convorbirilor. Și tu ce vrei, ui? Pizza, ui. Câte? Două și una de fruct. Două de pol și una de fruct. Să înfructau săraci. Alții mai șmecheri mâncau paste. Unii comandau costițe. Alții polițiști își comandau la prânz tochitură. Pe n-aveau nevestele lor rețeta la tochitură, să se înrosească așa, să ceară mită în tochitură. Și un polițai mai tinerel, mai simpatic, comanda pui cu teriyaki. Sper că i-a fi pus și un pic de tempura. Teriyaki cu tempura, când îl mânci, îți plânge gura. Da. Păi, nu. În zona aia, totuși, se dorește a se da în funcționare, în funcțiune, un drum expres care să lege Brăila de Fălticeni. Însă nu se poate da în funcțiune, deoarece pe traseu, ca de obicei, dacă nu sunt vestigii, ce sunt? Animale protejate de lege. Acolo ce sunt? Iepuri și fazani. Acum să meargă polițaii ăștia, dacă tot nu mai iau mâncare de la restaurantul cu pricina, se prindă câte un iepuraș, câte un făzănel, să-l facă acolo la ceaun la marginea drumului și uite așa să mai duc animalele și se poate face drumul. Că tot timpul nu, cea mai tare scuză că nu putem să facem drumul e că sunt animale protejate de lege. Iepuri și fazani. Normal, ăștia care fac drumurile sunt iepuri. Iau banii și fug iepurește. Fazanii? Noi, șoferii. Noi, șoferii. Ei, nu mai stau aici că ruginesc. Ceea ce se întâmplă și cu luna. Cercetătorii au văzut ei în telescoapele lor că cică luna ruginește. Nu știu ce proces chimic e acolo, dar mai ales către pământ ruginește luna. Acum noi nu putem salva planeta noastră. Ghețarii se topesc într-o veselie, apele mărilor cresc, poluarea e poluare, acum ce o face cu luna? Practic cred că o lăsăm să ruginească și practic trimitem după o echipă să o ia când e ruginită de tot și să o practic predea la un centru de fier vechi. No, aia afacere, aia investiție. Că Elon Musk vrea să aducă litiu de pe Marte. Lasă-l încolo. Tică la noi luna jos și o ducem la fier vechi. Aia bani. Nici nu ne mai interesează că un euro e cât un kil de roșii. Mulțumesc de urmărire. Ne vedem și mâine în ultima zi a săptămânii. Zi lucrătoare. Like, comment.
comentarii, să descoperim subiecte și teme noi și abonare în continuare. O zi superbă de aici, din Cluj-Napoca, de la Nicu Bendea. Vă salut!